În această noapte, polițiștii Bacăuani, sub coordonarea Serviciului Ordine Publică Bacău, desfășoară o acțiune tip razie în municipiu și în comunele limitrofe. În cadrul acțiunii sunt angrenați polițiști rutieri de ordine publică, de investigații criminale, de la economic, pompieri și jandarmi din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău și inspectoratului județean de jandarmi Bacău. Scopul activităților reprezintă prevenirea și combaterea faptelor cu violență, prevenirea infracționalității economice, dar și depistarea participanților la traficul rutier, care încarcă normele legale privind circulația pe drumurile publice. Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică cetățenilor județului Bacău. Comisarul de poliție Crețu Cătălina, purtător de cuvânt IPJ Bacău.